Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Ploiești, au depistat pe 3 iulie două persoane în autoturismul cărora se aflau mai multe cutii de carton cu țigarete pe care le-ar fi introdus în țară prin sustragerea de la controlul vamal. Tot în cursul aceleia zile, polițiștii au făcut 6 percheziții la sediul și punctele de lucru a două societăți comerciale situate în municipiul Ploiești și în comuna Poienarii Burchii. Potrivit cercetărilor, în perioada februarie 2024 și până în prezent, persoanele bănuite ar fi achiziționat țigarete din afara României, pe care le-ar fi introdus în țară fără respectarea obligațiilor de control vamal. În urma activităților desfășurate au fost identificate și indisponibilizate peste 67.000 de țigarete, anunță Poliția Prahova, țigarete cu o valoare de aproximativ 95.000 de lei. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.